Hai măi, trezește-te! Iar ai dormit prea mult. Întârziem la liceu pentru a patra oară săptămâna asta din cauza ta. Trezește-te! Mi-a spus că iar a întârziat din cauza ta. Ești foarte irresponsabilă. De ce nu reușești să iei exemplu de la el? Dacă nu iei lucrurile în serios, vorbesc cu tatăl tău și te trimitem la internat. Am plecat în delegație. Aveți grijă de câini. Ce tare! Haide să vreau la plimbare! Hai! Hai! Și să știi că mai aveai să-mi dai 30 de bani! O să vin să-mi dai aia 30 de bani înapoi! Treaba ta! Vezi că o să mă întorc! Nu știu când, dar o să mă întorc! Vezi că nu-mi place! O să vin să-mi aduci aia 30 de bani! Uite, ți-am luat și ție ceva. Deci ăla de la magazin mi-a dat, ți-a făcut 30 de bani. Nu mi-a adus aia 30 de bani. Cine e el? Era Zoro când am... Era Zoro când am... Copii, am ajuns acasă! Ghiciște! Trebuia să mergem în delegație acum o lună. Bună! Ce nervă cu fata asta? Așa faci și de fiecare dată. Mereu îmi curgi lucrurile. Bine că nu seamănă copiii noștri cu tine. Știți ceva? Am fost până la magazin și am... Zoro! Ce faci mai mult aici? Hai acasă. Ai pierdut câinele? Da, îmi pare rău. E vina mea. Să știi că le-am zis deja. Te iubim, fata noastră perfectă. Ne pare foarte rău că te-am subestimat. Vino aici. Mărțișare de familie.